Mulțumesc, domnule președinte. Declarația politică începe printr-o întrebare. Dacă există totuși soluții pentru România? Ne punem această întrebare de 25 de ani, pentru că de fiecare dată în campanie sau în opoziție spunem că ne pregătim pentru o guvernare fructuoasă, că avem programe deosebite, prezentăm programe deosebite, dar din păcate, în momentul în care se ajunge la guvernare, vedem de multe ori mult scandal, în care oamenii politici, gen Băsescu, pun vina pe Ponta, Ponta pe Băsescu și uite așa, programul de guvernare nu se mai respectă. Mă întreb ce soluție putem să găsim, pentru că țara continuă să trăiască într-o stare de sărăcie, pentru că dezvoltarea mult așteptată nu vine. Și atunci, cred că noi trebuie să luăm acele măsuri necesare. De fapt, ce ar însemna aceste măsuri? Ar însemna să avem curajul să propunem în funcții importante, în guvern, în primul rând, să propunem un prim-ministru capabil, care să nu fie neapărat un om politic, care să nu fie neapărat președintele unui partid, cel mai puternic partid din România, între ghilimele, ci să reușim să promovăm un om care știe să elaboreze un program de dezvoltare, un proiect clar, bazat pe realitate și care în momentul în care ajunge să conducă, să nu vină cu soluții gen taxa pe stâlp, impozite forfetare, măriri de taxe și impozite. De fapt, ne trebuie un om care să aibă curajul să adune în jurul său alți oameni capabili, fără teama că nu o să mai aibă autoritatea necesară să conducă în cazul în care sunt prea mulți oameni capabili în jurul lui, un om care să aibă curajul să vină cu reforme, reforme atât în aparatul de stat pentru a limita aceste pierderi, pentru că în momentul de față observăm că firmele particulare sunt văduvite de ceea ce merită și trebuie să tragă ponoasele pentru proasta administrare a societăților de stat și a statului în sine. Mă întreb dacă noi, oamenii politici, avem curajul să venim în fața electoratului, în Parlament și să luăm aceste măsuri, să nu ne mai fie jenă să tragem la răspundere pe acei oameni pe care i-am pus în funcții și să ne gândim că poate dacă îi deranjăm, cine știe ce probleme pot să existe. Nu există probleme, cred că există doar soluții, iar aceste soluții sunt la îndemâna noastră. Mă întreb dacă avem curajul și căderea să facem acest gest, gest de onoare și să aducem efectiv țara acolo unde așteaptă cei care ne-au ales să o ducem. Vă mulțumesc, deputat de Prahova, Guran Virgil.